zi de sărbătoare pentru copii în contact cu natura. La 13 mai, în zona mănăstirii saleziene de la Cremizan, în Betgeala, a fost sărbătorită Ziua Mondială a Pământului. Cu această ocazie a fost inaugurat și un nou loc de joacă amenajat în prezența a 180 de copii din diferite grupuri și asociații din guvernoratul Betleemului. Noi, salezienii, suntem prezenți în Cremizan de 130 de ani și încă de la început am făcut tot posibilul pentru a oferi bucurie copiilor și tinerilor. Este încântător pentru noi să ne putem reînnoi prezența cu aceste semne de pace și împăcare. Proiectul este cofinanțat de Agenția Italiană a Cooperării pentru Dezvoltare și este implementat de mai multe ONG-uri, Voluntariatul Internațional pentru Dezvoltare, Proterra Sancta și Fundația Ioan Paul al II-lea, salezienii lui Don Bosco, Orientul Mijlociu, cu colaborarea Consiliului Serviciului Comun pentru Gestionarea Deșeurilor Solide din Guvernoratul Betleemului. Importanța proiectului constă, în esență, în spiritul incluziunii. Aceasta este o țară în care încercăm mai ales să caracterizăm diferențele, în timp ce proiectul caută să evidențieze ceea ce ne face asemănători, iar copilăria, copiii, sunt peste tot la fel. Prin joc, dorim ca ei să devină conștienți de cât de important este să respecte mediul înconjurător și, în același timp, am vrut să marcăm faptul că, în sfârșit, există un nou loc de joacă într-o zonă verde care este la dispoziția familiilor din întreg guvernoratul Betleemului. Evenimentul a fost organizat ca parte a proiectului Integrarea socio-economică a minorităților creștine din Țara Sfântă prin protejarea patrimoniului artistic, gastronomic și de mediu local. Acest proiect este fundamental, deoarece creează un moment și un loc de speranță, de recreere pentru copiii care trăiesc într-un context foarte dificil. Sunt mândru că Italia, prin intermediul Agenției de Cooperare pentru Dezvoltare, printr-o cerere de propuneri, fonduri destinate în mod special minorităților creștine din Orientul Mijlociu, a contribuit la acest efort admirabil al părinților salezieni de la Cremizan. Copiii prezenți la eveniment au fost implicați într-o serie de activități recreative pentru a crește gradul de conștientizare a problemelor de mediu și a bogăției biodiversității palestiniene. Cremizan apare atât de des în știri ca fiind un loc de divizare, un loc disputat, iar noi ne dorim ca acesta să devină o oază de pace, o oază de întâlnire, o oază de cunoaștere și, așa cum ar spune Papa Francisc, de recunoaștere. Cunoaștere a faptului că avem o casă comună, un loc în care tinerii pot crește în această simbioză cu natura, între ei și, de ce nu, și într-o relație bună cu Dumnezeu.